Au fost montate primele șapte stații de încărcare rapidă a autobuzelor electrice la Timișoara, urmează să fie puse în funcțiune încă opt, anunță primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Primele șapte stații de încărcare rapidă a autobuzelor electrice sunt montate, urmează încă opt. Asta înseamnă că cele 44 de autobuze electrice care circulă în Timișoara vor avea o mai bună continuitate pe traseu. Stațiile montate permit încărcări rapide de doar 10 minute între curse. Înverzirea și modernizarea transportului public sunt prioritare. Avem în pregătire licitația pentru achiziționarea unui nou lot de autobuze electrice cu finanțare prin PNRR. Tocmai am terminat licitația pentru 33 de buze moderne și până la finalul acestui an urmează să ajungă la Timișoara încă 14 tramvaie noi. Sunt încrezător că pas cu pas calitatea și eficiența transportului public vor crește și asta va convinge tot mai mulți timișoreni să își lase mașina acasă. Transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.